Așa, în privința fricii, de cine a fost injectată ea? Frica n-a fost injectată de nimeni. N-a fost injectată în tine de autorități și în autorități de tine. Da? Cam așa s-a întâmplat. Aduți aminte istoria cum a mers. Au făcut ăia liderii, regii, cine au fi fost, căpetenile, da, au făcut ce au făcut. A venit lumea buluc, eu da, jos, Franța, au decapitat boierii și așa mai departe. A tot fost din astea, revoluții, măceluri și așa mai departe. Nimeni n-a injectat în nimeni frica. Frica e o conștiință, e cum e bucuria, cum e dragostea, da? E viu. Și tu, mag, cum ești, om, hibrid interstelar, asta ești tu. Tu să, asta să înțelegi. Știu că sună aiurea, știu, denumește tu cumva ca să înțeleagă și Lelea Catinca de mine, să zicem. Da? Eu într-o altă lume stau și prășesc în grădină, eu în viața mea n-am fost la oraș, să zicem. Da? Denumește tu ce se întâmplă cu mine acum ca să înțeleagă și ea. Și ea o să-ți vezi ce deșteaptă e și o să-ți pună din aia, o să-ți dea o întrebare de o să te răstoarne. Cum vede ea lucrurile și din moș strămoș, deci ea știe. Numai că la ea nu se numește interstelar, hibrid interstelar. La ea se numește să-ți vezi de treaba ta pe pământul tău și în căsuța ta și sub nasul tău. E ceva. Așa, asta ziceam și frica, nu ne-a injectat-o nimeni, da? Pentru că ea nu se ia de nu știu unde și se injectează. Și la propriu și la figurat. Ea e vie. Și dacă e vie, tot ce e viu, da, energetic, ce e viu? Omul e viu, dragostea e vie, ura e vie, bucuria e vie, da? Tot ce ne înconjoară, ce e viu, e viu, da? Și acum mergem dincolo de ce e viu, ce ne înconjoară și înțelegem lucrurile și mai departe. Frica e vie și ea, da? Și e un cadou divin. Și cum îl transmiuți tu în tine, n-are nimeni treabă cu ea, n-are nimeni cu conducăt ăsta, cine ți-a injectat, ce ai zis tu, a zis cineva, ne-a injectat frica, conducătorii ne-au injectat, sau cum ai zis tu? Ăia au intrat într-o panică și mai mare ca tine. Stai tu liniștit. E ceva viu acolo care așteaptă să fie adorat. E ceva din tine, din om. Sufletelul tău a parcurs vieți, da? Sau nu, depinde în ce crezi. Poate că tu nu crezi în așa ceva. Ok. Tu, în clipa asta, da? Ai parcurs până aici o viață. Și ai dat naștere, vrei, nu vrei, din tine, ai dat naștere la energie vie în jurul tău, care aia construiește sau dizolvă, adică distruge, dizolvă ce nu ți-a ieșit sau ți-a ieșit sau, da? Și fără frică, dragoste, bucurie, iubire, tu jonglezi cu ele. N-ai ce să cauți în viață, da, dacă tot te-ai născut. Accepți toate darurile ca om, și transmitui lucrurile, faci o alchimie totală din tot ce e pământesc în tine, omenesc, da? Hai, gelozie. Știu că doare, știu că îți vine să dai de pereți, să omori omul ăla, da? Faci invers. Vezi-o, simt-o, admir-o. Doamne, așa ceva, să urăsc în halul, să fiu geloasă până la... să dau foc la pământ, la sat, la orar. De ce zic? Nu te duci să faci lucrul ăsta, că nu e despre asta vorba. Poți să dai foc cât vrei, că acolo e ceva ce dacă nu faci cum trebuie, doare. Da? Și atunci o cauți. O dezmerzi înăuntru. Cum? Te-au apucat pandaliile, da? Toate felurile alea care te dor aici. Te duci acolo, barc,
singur acolo și ți le simți, simte-le, dezvoltă-le și dizolvă-le în tine, da? Ca o bubă care o aduci la... nu a pornit o bubă, o bubă a pornit și repede să o ung cu ceva sau nu știu ce, las-o să coacă, să moară, să iasă tot, știi? Ca pe timpuri, ca babele, nu merge, mă duc să bagă în mine pastile și nu știu ce. Bine, la tine dacă mergi cu pastile, welcome. Cam asta vroiam să subliniez așa un pic așa. Eu pentru mine, că eu așa văd lucrurile. Ok.